o abilitate specială de a vedea viitorul, însă nu este atât de interesant pe cât sună. Sincer, eu văd asta mai mult ca pe un blestem decât ca pe o binecuvântare. Imaginează-ți că petreci o zi liniștită, iar brusc ai o premoniție că ceva rău se va întâmpla, precum decesul persoanei iubite. Sună mai degrabă ca un blestem decât ca o binecuvântare. Premoniția morții mamei mele m-a împiedicat să plâng atunci când chiar s-a întâmplat. Când prietenul meu a murit într-un accident, nu am putut plânge știind deja că asta se va întâmpla datorită acestui blestem. Azi la școală ni s-a anunțat că vom face o excursie în Hawaii. În ziua plecării, în timp ce așteptam să ne vină rândul, am avut o altă premoniție. Premoniția unei bombe amplasate în avionul în care trebuia să ne îmbarcăm. Era ca într-un film. Puteam deja să simt cum îmi ardea carnea, auzeam fucile și strigătele oamenilor de pe fundal. Mi-am revenit. Încă nu ne venise rândul. Slavă Domnului, trebuie să-i alertez și pe ceilalți, dar nu știu dacă mă vor crede. Și ar trebui să fac. Venise în final și rândul nostru. Profesorul ne dădea deja indicații. Domnule profesor, nu putem schimba ora plecării? Nu m-a ascultat nimeni. Asta e rău. Trebuie să fac ceva. Tot se îmbarcă în avion. Ce ar trebui să fac? Mi-a venit însă o idee. Am zis pe profesor că tata e grav bolnav. E urgență. Trebuie să mă duc la tata acum. Profesorul m-a învoit. Toți colegii mei, cu excepția mea, s-au îmbarcat. M-au dat din mâini în semn de rămas bun. Cu bine. Știu ce se va întâmpla. Avionul a pornit și a decolat. Adio. Tata, am uitat la știri. A avut loc un atac terorist în aeroport. O bombă a explodat. Oare fratele meu mai mare e bine? Nu-ți face griji. Atacul s-a întâmplat după ce avionul a decolat. Fratele tău sigur e în siguranță în avion.